Curtea Constituțională a validat mandatul unui nou deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Acțiune și Solidaritate. Este vorba despre Viorel Barda, care îi va lua locul Zinaidei Popa. Aceasta a renunțat la mandat în favoarea funcției de vicepreședinte al fracțiunii PAS în Consiliul Municipal Chișinău. Tot astăzi, Comisia Electorală Centrală a propus Curții Constituționale validarea mandatelor de deputat pentru 5 candidați supleanți de pe lista PAS. Este vorba despre Ana Calinici, Evgenia Cojocari, Boris Popa, Ana Oglinda și Dorel Iurgu. Aceștia vor lua locul deputaților PAS care au ales să-și continue activitatea în guvern. Este vorba despre Natalia Gavrilița, Sergiu Litvinenko, Andrei Spânu, Dumitru Budeanschi și Rosian Vasiloi.